gospodar a primit cu colindul? Primim, primim! Iată vin colindă, iată vin colindă, dorile dalbe, dorile dalbe, noaptea de la cântă. Dorile dalbe, și e vin mereu mereu, și e vin mereu mereu. Dorile dalbe, și la duc pe Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Dorile dalbe, soare raze lumii. Dorile dalbe, dorile dalbe. Cetiniță, cetioară dragă, desfășurată azi, 16 decembrie 2011, ca urmare a parteneriatului încheiat cu Muzeul de Artă Populară. Deja este al doilea an când încheiem acest parteneriat, împreună cu Colegiul Dobrogean Spiru Haret. Pentru început, manifestarea va fi deschisă de un grup de colindători. Am încercat noi să fie cât mai autentic. Colindători formați, sau grup de colindători format din elevii claselor a 11-a D, Dumitroana Simona, Dobrișan Mădălina, Simeon Septimiu, Satencu Mihai, Iacobencu Elena și elevii clasa 11-a E ai colegiului, Pipiriceanu Anca, Mocănescu Anișoara, Mehmet Marcel. Ei ne vor cânta pentru început cu două colinde românești, Deschide ușa creștine și Iată vin colindători. Vă rog frumos să-i primiți în casa dumneavoastră, dacă pot să spun așa. Mulțumesc! Bună seara, gospodar, primiți cu colindul? Primim! Primim! Pirmitru, eu voi zvâna.
Fie corarii șermau bete, un alam Tomas spune că ți-e aflo Betleem, s-adună în câtă lume. Îi noapte și marilonie, n-anghelegea știe la cotat, angelul de sus de pone pe coraz vă chebambat. Tora seara boiar măi, îi seara prin tocăcior, tora s-a mintă pristolul, Dumnezei zăsesc vă ascult. Armânie sunt cu Hristos, își dai mama, si vă dea don, că de ați fi coran, unde e iar armân. Tora seara, boiar măi, îi seara prin ducăcior, tora s-a mintă Hristolul, slăvărțim armâni de adun. Tora s-a mintă Hristolul, slăvărțim armâni de adun. Spectacolul nostru cuprinde și un scurt moment coreografic susținut de eleva Cava Anca din clasa a 11-a D, un moment dedicat, bineînțeles, tot Crăciunului. Cetinița dragă, cine
se coase la fereastră o coroană prea frumoasă. Ce tiniță, ce timoară dragă, ce tiniță, ce timoară dragă, este Maica lui Hristos, Mesia chip luminos. Ce tiniță, ce timoară dragă, ce tiniță, ce timoară dragă, coroană de îngeraș pentru Iisus copilaș. Ce tiniță, ce timoară dragă, ce tiniță, ce timoară dragă, coroană de trandafiri, care vrea să fie sfinț. Ce tiniță, ce timoară dragă, ce tiniță, ce timoară dragă. Vom continua, bineînțeles, și cu momentele de recitație, susținute de elevele Dobrișan Mădălina din clasa 11-D cu poezia Miraj de iarnă de Baconski, Colarsus Mădălina în clasa 11-E cu poezia Mesul iernei de Vasile Alexandrii, iar la finalul acestui moment de recitație îl veți asculta recitând o poezie în limba turcă, elevul Mehmet Marcel din clasa 11-a, e intitulată Când vine iarna. Se ascultă. Aici totul seamănă cu tine, sau poate eu asemănăriți cal. Flori de nisoare, mari, diamantine, suaf mestece în melodii de flau. Brazii înalți și copleșiți de nea, patrine noi acoperiți de floare, cu dorul meu de pretutindenea, te caut ca o plantă suitoare. În șarcele de fum ce suie lin, făptura ta subțire este mădie. Vântul de noi în fulge care vin, te spulbă, te adoarme și te învine. Cețul târziu, flori de misoare, flori presar și se fioară omenește, și parcă însă și noaptea uneori, cu ochii tăi de-aproape mă privește. O, ceas de taină, clipele dispar, e numai gândul meu umblând aiurea, și n-am scrisul de nelufări, trecând prin mine vântului pădurilor. Sunt numai eu, care mi-aduc aminte, din toate ai dispărut, nu te mai vezi. Doar inima, cu dorul ei fervinte, topește în jur, imensă în cătăți. În pături trăsnească pășarei, e un ger amar, umplit. Stelele par înghețate, cerul pare oțelit. Iar zăpada cristalină, pe câmpii strălucitoare, par un an de diamanturi ce scârție sub picioare. Fumul albe se ridică, văzduhul scânteios, ca în altele coloane unui templu maestos. Și pe ele se așează porta cerului senină, unde luna își aprinde farul tainic de lumină. O, tablou măreț, fantastic! Mii de stele argintii, în nemărginitul templu art ca veșnice făclii. Munții sunt a lui altare, codrii, organe sonoare, unde cribățul pătrunde scoți în note îngrozitoare. Totul e în neclintire, fără viață, fără glas. Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă nici un pas. Dar ce văd? În raza lunii, o fantasmă se arată. E un lup ce se aruncă după pradă înspăimântată. Câștine, care ai eu? Eu și mai cuștarul și eu. Să-ți cu ce turchere lucru și eu. Să arăt, care ai eu? Și-o jucat cartă pe eu.
șir mușir lui. El e calul meu. Te vezi o baia mea. Te vezi că sta nei în eu. El te rap bembe azi lui. Și-o juclat ca dan adam e cu eu. Coșu eu, el e nio. El pizu ghilio. Iște, pizu bahar ghilio. Va încânta, bineînțeles, și comunitatea grecilor din Tulcea, actantul principal fiind elevul meu, pot să numesc astfel, Simeon Septimiu, din clasa 11-a D, însoțit, bineînțeles, și de restul orchestrei, dacă pot să numesc așa. Haideți înainte să ne prezentăm, suntem ansamblul Triselines, de la comunitatea Elena Tulcea. Vom cânta două melodii tradiționale grecești, cântate de Crăciun, Ote Budas, Ote Budas și Sami Ote Sami. Vă rog, băieți. Thank you.
Maria me da chitina, io n'aia pasca litera, io n'aia pasca litera, con avrà suito chitona. Maria me da chitina, io n'aia pasca litera, io n'aia pasca litera, con avrà suito chitona. Ne vor încânta din nou același grup de colindători, să zicem, dobrogeni, chiar dacă avem și o reprezentantă minoritatea turcă și elenă în acest grup de colindători. Trei colinde intitulate Legănelul, Închinarea păstorilor și, bineînțeles, de acum tradiționalul Moș Crăciun. Să-i ascultăm! Colosus plândat frumos, unde-i cerul luminos, într-un lăgăstă culcat, fiul Maicii înfășat. Prosperitate și numai realizări în noul an. Să sperăm că anul 2012 va fi un an mai bun pentru toată lumea. Vă mulțumim pentru participare, mulțumim elevilor care au pregătit acest spectacol și, bineînțeles, să sperăm că la anul să avem un spectacol și mai grandios ca cel de anul acesta. Vă mulțumim și să nu uităm tradiționalul la mulți ani!